Bună ziua, dragilor și dragilor, bineînțeles. Astăzi mă gândeam să fac ceva bun, gustos. Mă gândeam să fac niște paste cu 4 feluri de brânză. Ce ziceți? Eu o să fac paste de casă, să văd cum să fac, dar dacă voi vă grăbiți și n-aveți timp, nicio problemă. Am aici o soluție foarte bună pentru voi, niște paste de la Selection. Regula de bază ca să facem niște paste bune de casă e 100 de grame de făină, un ou. 1... 2, 3, dacă gătiți cu copiii, învățați și să numere. Eu joacă bucătărea, să știți, ce mai important. Pun și sare, pentru că vreau să fie deja sărate pastele mele. Vedeți ce a luat frumos iesă. O să-l frământ unii, să-l legem frumos. Eu cred că la mine nu trebuie apă să mai pun deloc, pentru că ouăle au fost destul de mari. Uitați. Așa. Ce ziceți? Fain sau nu-i fain? A? Uitați cum s-a făcut deja aluatul. Vedeți? Nu mai albicios deloc. Cam așa, vedeți? Uitați ce frumos e. Ei, acum o să pun un pic de făină. Vedeți? Vreau să fie un alat mai tărișor, da? E foarte important să nu fie tare moale, să simte că e tărișor. A, începe să iei forme, da? E? Să știți că e partea faină asta, să știți de a munci, facem sport, dar, pentru cei care n-au timp și se grăbesc și nu vă să facă tăiței de casă sau paste de casă, sunt aici, uitați, gata, făcute. E la Selection. Nu mai trebuie să vă chinuiți ca mine. Vedeți? Dragii mei, să-mi spuneți dacă vă place. Și de ce pun? Să nu se lege când o să tai, să fac pastele, dragilor. Să dau formă. Dacă pun un pic de făină peste coca mea întinsă, vedeți? Nu o să se lipească, foarte important, da? Și acum, deci cam așa facem, uitați. Așa acasă. Vedeți? Fet. Vedeți? Uitați ce frumos a ieșit. A? Nu știu ce frumos a ieșit. Pastele mele de casă. Ce ziceți? Așa că-s frumoase? Mă! Așa, le pun aici frumos, să uși un pic. Le desfac. Apa mea deja fierbe. Am o tigă aici, care deja mă apuc să o încălzesc, pentru că pastele mele se fac foarte repede, da? Aici pun pastele, care durează 3-4 minute să fiarbă. Vedeți? Așa. Înainte de toate, încep cu smântână, dragilor, da? Am parmigiano, mai am o brânză maturată, mie îmi plac brânzeturile maturate pentru că sunt mult mai puternice în aromă, asta îmi place, pentru că asta se dă gust mâncării mele, dragilor, uitați! Să mi le scot, mi le pregătesc pe toate. Am 4 feluri de brânzeturi, dragilor, de la Selection, tăi, iubina. Și acum încep să... Uitați! Pun bucățe de brânză, cea singura care o rup cu mâna. Și acum încep să rad un pic de, uitați, altă brânză. Uitați. A, ce frumos. Se vede că e mai maturată, pentru că, uitați, creapă. Asta înseamnă că e de calitate. Și acum, parmigiano de la Selection. Wow, ce ziceți? Facem un sos bun, 4 feluri de brânză. V-am zis mai devreme că e o rețetă destul de rapidă, dar gustoasă. Un pic de piper. Sare, nu pun tare multă sau aștept un pic, pentru că de obicei brânzeturile toate sunt un pic sărate, astea maturate.
și nu pun numai un strop, o să pun, da? Potoare până sus! Oh, ce frumos este! Uitați-mă! Le pun pătate. Ula! Mare porță, da? Așa, și acum... prezentat? Și ziceam că la capăt recunosc că îmi place să pun un pic de parmezan, un pic, uitați, vedeți? Nu tare mult. La patru feluri de brânză merge foarte bine și un pic de nucă. Puțină, uitați așa. Un pic de piper. De sare la capăt, dragilor. Și ce mai lipsește? Doar o furculiță să vă apucați să mâncați. Atât. Sunt delicioase, nu bune, delicioase. Paste cu patru feluri de brânză. Patru. Să aveți poftă. Vă iubesc. Ei, dragilor, și dacă cumva vă lipsește ceva din această rețetă, uitați brânzeturile cum s-au aliniate. Selection, dragilor, de la Penny. Ne ezitați.